Pestrițul pinguin Piglipong precis se plimba prin ploaie, prin prejurul împrejurimilor parcului pădurii păunilor prostănaci care prindeau pene prăfuite și care pălăvrăgeau despre palatul pădurarului. Pădurarul pădurilor Petrișorii era un portretar care portreta portrete portretiste cu păsări păcălite de pitici plictisiți. Pinguinului Piglipong îi plăceau paginile cu poezii și povești povestite de povestitori paliți și posaci cu pălării și portretele care portretizau pâlcuri de pești și pisici persane pufoase. Până acum, Piglipong nu a putut să privească portretele pădurarului pentru că Petrișor nu îi permitea să se perinde pe lângă pajiștea palatului lui păzit. Pestrițul pinguin Piglipong precis se plimba prin ploaie, prin prejurul împrejurimilor parcului pădurii păunilor prostănaci, care prindeau pene prăfuite și care pălăvrăgeau despre palatul pădurarului. Pădurarul pădurilor Petrișorii era un portretar care portreta portrete portretiste cu păsări păcălite de pitici plictisiți. Pinguinului Piglipong îi făceau pagina cu poezii și povești povestite de povestitori paliți și posaci, cu pălării și portretele care profetizau pâlcuri de pești și pisici persane pufoase. Până acum, Piglipong nu a putut să privească portretele pădurarului pentru că Petrișor nu-i permitea să se perine pe lângă pajiștea palatului lui păzit.